Noul sistem de informații al Schengen a intrat în funcțiune. SISE a fost actualizat. Marți, 7 martie, a intrat în funcțiune sistemul de informații Schengen, SISE, modernizat. SISE este cel mai mare sistem de schimb de informații pentru securitatea și gestionarea frontierelor din Europa. Sei se furnizează informații privind persoanele căutate sau dispărute, resortisanții țărilor terțe care nu au dreptul legal de ședere în Uniune și obiectele pierdute sau furate, de exemplu, mașini, arme de foc, embarcațiuni și documente de identitate. se a fost extins. SeISE reînnoit reprezintă fundamentul celui mai avansat sistem de gestionare a frontierelor din lume pe care îl construim în prezent. Împreună cu Sistemul de Intrare-Ieșire, ES, și cu Sistemul European de Informații și Autorizații de Călătorie, ETIAS, SEISE va face parte din arhitectura de interoperabilitate. SEISE Renuit este îmbunătățit pentru a include noi categorii de alerte, date biometrice, cum ar fi amprentele palmei, amprentele digitale și înregistrările ADN pentru persoanele dispărute precum și instrumente suplimentare pentru combaterea criminalității și a terorismului. Actualizarea este importantă deoarece va permite, de asemenea, alerte preventive pentru a proteja persoanele vulnerabile și pentru a descuraja migrația ilegală. Aceste modernizări au ca scop să ofere autorităților naționale informații mai complete și mai fiabile pentru a spori securitatea și gestionarea frontierelor în Europa. Care sunt noile actualizări? Îmbunătățirea schimbului de informații și acoperării, noi categorii de alerte și mai multe date vor fi partajate prin intermediul SEISE, asigurându-se că autoritățile naționale vor avea la dispoziție informații mai complete și mai fiabile. Au fost introduse norme mai clare și structuri îmbunătățite pentru schimbul de informații prin intermediul punctelor de contact naționale, birourile Sirene. S-au creat noi posibilități de localizare și identificare a persoanelor căutate și s-au consolidat controlele la frontierele externe, pe lângă fotografii și amprente digitale. SEISE va conține noi tipuri de date biometrice, cum ar fi amprentele palmei, amprentele digitale și amprentele palmei, precum și înregistrările ADN, dar numai în legătură cu persoanele dispărute, și alte informații pentru a localiza și identifica persoanele înregistrate în sistem. Instrumente suplimentare pentru combaterea criminalității și a terorismului, noile alerte de verificare a anchetelor vor permite autorităților naționale să colecteze informații specifice privind suspecții de infracțiuni grave sau terorism. De exemplu, documentele de identificare, informații despre mașina pe care o folosesc, vor fi stocate în seise. Vor exista alerte privind persoane necunoscute căutate care vor conține doar amprentele autorilor necunoscuți care sunt descoperite la locul faptelor de terorism sau al infracțiunilor grave. Instrumente suplimentare pentru prevenirea și descurajarea migrației ilegale. Deciziile de returnare vor face parte din informațiile partajate în sistem pentru a îmbunătăți aplicarea efectivă a acestor decizii. Sei se are cerințe stricte privind calitatea și protecția datelor. Sistemul conține numai date privind persoanele și obiectele căutate în țările UE și în țările asociate Schengen.